Bă, ce facem noi aici, așa? Eu cu vocea asta tâmpită și tu cu starea ta pe care o ai. Da. Deci noi suntem adormilă și... tușilă. Da. Gen. Păi ce vrem să facem? Vrem să facem garage mailbox-ul. Dar înainte să facem noi garage mailbox-ul, avem o urare de făcut. Pentru că știm sigur că o să se uite. Da. Sunt fer convins de lucrul ăsta. Da. Și vrem să-i spunem... sau vrem să spunem decât atât. 1, 2, 3 și la mulți ani, Răzvan! E ziua lui Răzvan de naștere, trebuie să-i zicem la mulți ani și tot ce-și dorește el, ce să mai turavura. Ne pare rău, el și-a luat concediu, acum e bine, e bine. Unul tușește, altul doarme pe el, ăsta micu petrece. Dar petrecem și noi, nu de altceva, dar avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 întrebări pentru Garage Mailbox. Mamă, ce prezentare am făcut! Da, asta a fost așa, știi, ca la alea. Luați-vă perechile de pantofi. Exact, cam așa ceva a fost, înțelegi? Acum disponibile în magazine. Nu spunem în care magazine, că marea majoritate au prețurile cele mai mici. De unde dracu veni asta cu prețurile cele mai mici? Habar n-am, dar mă rog, nu contează. Adrian Cozac, părere. Salut, Marini, Roberto, vreau să-mi spuneți dacă, ce părere aveți despre PC-ul meu? Pe PC-ul pe care îl are el, îmi pare un pic cunoscut. O singură componentă sau două sunt diferite. Are un AMD FX 6100 pe care tu nu-l ai. Placă de bază Asus M5 A97, ATI Radeon R7-260X. Ah, fuck it! Corsair Vengeance ProRed 8GB la 1866, n-ai nici de ăsta. Corsair CS450M, Cooler Master Seidon 120VV2, Game Daemon 6004. Nu e niciun... ce? Ai venit cu o față de aia de trist. Deci e un sistem aproape ca al meu, dar avem în comun doar carcasa. Yeah? Păi, ce părere avem? Păi avem o părere foarte bună, în sensul că pe sistemul tău o să poți juca cam toate jocurile pe care le joacă Roberto. Ba mai mult decât atât și cele pe care nu poate să le joace el, pentru că are o placă video mai bună. Da. Adrian. Da. Da? El are 260X față de 250X-ul tău. E o părere foarte bună despre sistemul tău. Hai să trecem la următorul. Alex Mitoi, care zice așa, m-am gândit să fac upgrade la PC, să nu prea știu ce să aleg, GTX 980 Ti sau să aștept GTX 1080 Pure, fără Ti, adică orb. Care dintre aceste două plăci video este mai bună și de ce? Întrebarea a fost pusă săptămâna trecută, înainte, câteva zile, cu două zile, să dăm noi drumul la review. Acum probabil că te-ai lămurit de ce GTX 1080 e mai ok. E foarte interesant pentru că au apărut review-uri de 1070 care are performanțe cam egale cu 980 Ti. Aha! Ca să nu mai pun la socoteală, că mai sunt câteva zile până când o să se lanseze 1070 și o să aveți o surpriză mare de tot în ceea ce înseamnă, în ceea ce privește prețul ei. Indiferent că vorbim de Founders Edition sau indiferent că vorbim de plăci video personalizate, MSI, Asus și așa mai departe. 1080 fără doar și poate. De ce? Procesor nou, răcire ok, alimentare asemenea ok. Sunt multe lucruri care fac din 1080 să fie mult, mult, mult mai bun decât 980 Ti și asta include și performanța pe care o oferă 1080. Alexandru Robert are un mail foarte lung, dar ideea de bază este că vrea să aleagă un SSD, nu știe ce SSD să aleagă. Ne dă două variante, între un 850 Evo de 250 de giga și un Intel 540S de 240 de giga. Țin să menționez că lucrez cu fișiere destul de mari în Photoshop Illustrator, 1-2 giga per fișier. You know? Din punctul ăsta de vedere, și zice așa, aș putea găsi ceva mai bun în bugetul ăsta sau să mai ridic puțin prețul, nu l-ai ridicat tu, îmi cer scuze, e o glumă, l-au ridicat producătorii. Tu dacă trebuie să vii cu bugetul pentru un 850 Pro. Eu personal cred că 850 Evo este suficient.
E cu duș întors asta. Nu știu dacă 20 de mega viteză de citire face diferența în deschiderea unui fișier de 1-2 giga pe partea de Photoshop. Noi știm foarte bine că avem și noi, naiba, pe Photoshop, într-adevăr, nu pe Photoshop, pe Premiere. Dar diferențele sunt mult prea mici comparându-le cu prețul. Deci eu aș zice să mergi pe 850 Evo de 250 de giga. Și mai are o întrebare. Laptopul nu are unitate optică, locul unde ar fi trebuit să fie este gol. Și vrea să cumpere un caddy. You know? Ideea e că dacă tu nu poți să scoți partea aia unde ar fi trebuit să fie unitatea optică, dacă nu poți să scoți plasticul de acolo, nu o să poți să montezi absolut nimic. Prietene, mai sunt niște laptopuri, cum am avut și noi modelele alea de Asus, înțelegi, care sunt un model din platformă are unitate optică, celălalt n-are. E acoperit complet ăsta și n-ai cum să-l desfaci. Despre asta e vorba. Întâi uită-te să vezi dacă ai cum să scoți partea care acoperă locașul pentru unitatea optică. Dacă nu ai, nu te apuca să faci o inginerie pentru că spargi carcasa și n-are rost. Dacă poți, atunci cu mare drag îți recomand Orico. Am și eu Orico acasă pe laptopul meu personal și sunt foarte mulțumit de el. Este mai mult decât ok din punct de vedere al banilor, iar performanța este aceeași, indiferent de ce caddy vrei. Nu știu cum să-i zic Alex S, o să-i zic, că mai are un ambițion DZN, care nu înțeleg ce înseamnă, dar mă rog. Ne-a trimis el un link către un site despre care eu personal nu am auzit. N-am auzit, sincer să fiu. Probabil că, na, suntem noi mai defecți. Vreau o părere despre un sistem. Un sistem care are Intel Quad-Core E5420. Adică Xeon. Identic cu Q9400, au zis ei. Identic cu Q9400. Nu știu cine a făcut comparația asta și cum a îndrăznit să fac comparația asta, dar e o comparație total tembelă. Chiar total tembelă. Indiferent că e vorba de un sistem branduit. E o comparație proastă, că nu poți să faci între Intel Xeon E5420 și Q9400, nu poți să faci o comparație. Dar ideea este că sistemul e foarte ieftin, înțelegi? Și el zice, vreau să mai adaug 4 GB RAM și placă video care o am acum, adică ATI Radeon HD 5450. Sistemul e ieftin, e undeva la 3,5 milioane. Bă, merită, banii ăștia chiar merită Xeon-ul ăsta și dacă ți se pune pată la un moment dat, poți să schimbi tot ce e în el, și placă de bază și tot. Și adică, da, 3,5 milioane, 350 de lei cât am văzut eu acolo, merită. Dacă e mai mult de atât, nu, sub nicio formă, merită. Andrew RLD4 zice așa, întrebări live? Înțelegi? Live! Întrebări live, dar nu știu dacă a fost întrebări live, adică probabil a pus întrebarea într-un live și acum s-o preluăm la... E o combinație nebună, o mostofloceală, știi? Ce? Păi nu, că e decât o singură întrebare. Ce setări folosiți la microfon? Păi și unde sunt întrebări live? Păi nu, e una. Ai una. Ce setări folosiți la microfon? Da, mă refer la cele din Windows. Dacă se poate, câteva prin screen-uri. Aveți setări la microfon? Eu nu știu, te-am aduc aminte, nu. Da. E trecut... Setări 100%. E trecut pe default communication. Și pe partea de recording trecu la 100%, nu am activat absolut nimic, nici boost, nici nimic. Decât atât, ia, bună Roberto, ăsta micu iară doarme, ce nu-ți vin? Folosește Mădălin, acum pentru mai mult volum la microfon. Mulțumesc. Și mai avem două întrebări, nu? Da, două întrebări. Mă rezistăm? Câmpian Gabi, nu, asta ce a fost un pic mai devreme a fost din cauza faptului că ești... Terminat, adică terminat în sensul de obosit, mă. Da. Nu, că nu poți să-i zici unui om, ești terminat, bă, tristule care ești. Îi zici, ești terminat, bă, obositule. Obositule. Adică, ești
Adică dacă e să-l faci, îl faci în cuvinte imediat, adică na. Bun, zice așa, Câmpian Gabi, component de PC. Salut, aș dori să-și pot juca Dota 2 cu toate setările la maxim, să fac streaming în același timp. Am un procesor E8400, 4 GB RAM și R7 242 GB. Ce ar trebui să schimb ca să pot juca cu 60 de FPS-uri? Placa video știu că este cam slabă și m-am gândit să o schimb cu un Sapphire Radeon HD 5870 GDDR5 1 GB. Ar merita? Sau ce piese ar trebui? Păi e un pic cam trist, Gabi, pentru că s-ar putea să ne înjuri la propriu, pe bune. Pentru a face streaming din Dota cu 60 de FPS-uri în timp ce te joci, de 8400 la vremea lui a fost bun. Ți-a trebuit ceva de generație mai nouă, adică un i3, un i5, de Sandy Bridge, să zic eu, așa, ca să nu arunci cu banii pe fereastră. 4 GB de DDR3 e la ora actuală de domeniul istoriei, știi? Adică nu mai. Noi și acum, noi la sisteme de gaming recomandăm 8 GB ca sistemul să-ți funcționeze foarte, foarte bine. Iar R7-240 știai foarte bine că e, și am spus și noi lucrul ăsta în decursul timpului, că e o placă video foarte, foarte proastă din punct de vedere al performanțelor și nici 5870 nu este prea răsărită. Gândește-te foarte bine înainte de a face un upgrade, dacă nu pentru tine și pentru ceea ce vrei să faci tu, cea mai bună soluție este să-ți faci un sistem nou. Păi scoatem, ieftin. Dă-ne un mail și spune-ne dacă ești de acord cu chestia asta, spune-ne ce buget ai disponibil și scoatem noi. Destul de ieftin și bun pentru ceea ce vrei să faci tu. Și iată că am ajuns și la ultima întrebare. Yes! De-abia așteaptă ăsta micul să ducă acasă să doarmă. Yuhu! Da. Salut băieți, vreau să știu și eu ce laptop ar fi bun pentru programe de genul FL Studio, Adobe Audition, Photoshop. Pe lângă programe, aș vrea să fie un laptop și pentru gaming, nu pentru detalii foarte mari la grafică, dar să rulezi CSGO cel puțin, vă mulțumesc. You know? Adică a fost așa, a trecut pe lângă tine. A fost ca accelerat un gară. Înțelegi? Toate întrebările și toate comentariile a fost ca accelerat un gară. A trecut pe lângă noi, mâncați și ochitești și ne-au lăsat cu gura căscată. Pentru Fele Studio Audition și Photoshop. Și vrea laptop pentru asta? Da. Îi trebuie și o placă de sunet, că niciun laptop nu o să-i dea probabil ce vrea el pentru Fele Studio și Audition. Voilà. Va trebui să-și ia o placă de sunet externă, probabil pe USB, că bănesc că altceva nu are. Și pentru CSGO o să-i meargă orice, că probabil nu o să vrea 300 de frame-uri. Nu, o să vrea ceva jucabil, adică un 60 de FPS-uri și la 60 de FPS-uri s-a încadrat destul de bine un 940M. Exact. Deci cam orice laptop modern, dar cu o placă de sunet dedicată, pentru că pe laptopuri nu găsești o placă bună pentru editare de sunet, pentru creație muzicală și alte chestii de genul ăsta. Și prin laptopuri moderne, Roberto se referă la Asus, în primul și în primul rând, nu din seria ROG, deci nu e obligatoriu să fie din seria ROG, poți să iei ceva și de la Dell, ai putea să iei ceva și de la Lenovo, fără doar și poate, Acer-ul iarăși are câteva modele, deci după ce ar trebui să te ghidezi? După i5, a patra generație sau a șasea generație, în cazul în care dispui de ceva bănuți, 8 GB de DDR3, hard disk, pentru că în momentul în care alegi un laptop cu SSD, prețul acestuia crește, e logic de altfel, și pe video eu aș merge ori pe un 820-840, ori pe un 940, CTX 940. Nu încerca ceva cu AMD, pentru că noi avem, mai ales eu am experiențe neplăcute în ceea ce înseamnă laptopurile cu o combinație procesor Intel, placă video AMD. Încă nu s-au rezolvat problemele de compatibilități. Dar asta cu altă ocazie. 2467, asta au fost întrebările din acest Gereș Mailbox. Confeti ăsta micu iară, dar abia așteaptă să ajungă acasă. Ai fost deja, mă, odată? Nu, n-ai fost. Uite, am confeti. Asta. Stai, mă, dementule. Așa. Așa?
Vă așteptăm întrebările în continuare. O să avem și un alt mod de a alege întrebările într-un viitor, cred eu, mai îndepărtat. Dar până atunci trebuie să mai zicem ceva. 1, 2, 3 și... La mulți ani, Răzvan! Ca să se simtă și el bine. Să aveți o seară minunată, toate cele bune!